Staționarea, oprirea sau parcarea în locuri interzise este sancționată la ora actuală cu amenzi de la 150 la 300 de lei și cu aplicarea două puncte de penalizare. Totodată, inspectorii INP pot scoate plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor parcate neregulamentar și le întorc abia după întocmirea procesului verbal. Democrata Valentina Buliga își explică inițiativa legislativă prin faptul că, urmarea scoaterii plăcuțelor de înmatriculare, proprietarii de vehicule sunt purtați pe drumuri. Șoferii confirmă acest lucru. Corect. De ce? Cred că e exagerat, plăcuțele e mai complicat să le recoperi înapoi. Și adică sunteți pentru această lege? Da, și normal. Toate legile se iau sus acolo și cum vor, așa ei le iau. Părerea noastră e zero. S-a venit amenda, te-ai achitat, nu trebuie să îmbli, să te duci, să mai dai mită, să-ți iei plăcuțele. Atâta că legea trebuie să fie lege și trebuie să fie regulă în țară, atâta. Până la urmă, regula și legile spornesc de la noi. Autoarea inițiativei legislative susține că practica scoaterii plăcuțelor de înmatriculare parcate ilegal este ineficientă și că este suficientă amenda. După părerea mea, de ce s-a făcut? Că erau sancționați de două ori și amendă și două puncte de penalizare și scoaterea plăcuțelor care trebuia necesita efort suplimentar să te duci cu cauții ei plăcuțele înapoi. Încă un lucru îmi părea personal și pentru polițiști era un lucru cumva nu chiar demn de șurubeză. Cei de la Inspectoratul Național de Patrulare încă nu au reacționat la inițiativa deputatului PDM. În noiembrie 2017, Vlad Plahotniuc a cerut mai ca șoferii nedisciplinați să fie pedepsiți fără să fie puși în situația de a pierde ore în șir pentru a-și recupera plăcuța de la poliție.